Iată că am revenit din nou și o să începem cu cele două sau trei piese rămase cântate de îndrăgita solistă și prietena noastră a tuturor, domnișoara Rodica. Deci, Rodica haideți... Nicolescu, că sunt atâtea Rodici, Nicole... Rodic, păi... Rodici. Da, te rog frumos. Da, dar e numele curvarului sau numele bețivanului? Al curvarului. Al curvarului numele. E un nume frumos. Bine, hai să ascultăm muzica, vă rog. Sunteți gata? Sau mă sporovăim o puțină? Mai luăm un telefon. Mai luăm un telefon, mai. Mai reamintesc prin... Și de durere nu mai am.
cineva și eu. Tinerețea mi s-a dus, dar pe picioare m-am pus. Acum văd că am de toate, dar nu mai am sănătate. O voce superbă, Rodica, cu toate că ai probleme multe și tu sufletești. Pune mâna pe microfon. Nu mai am nimic să mă fericităm. Eu ce întreg, eu dau cu capul. În casă la mine eu sunt cocoșul. Sincer? Ia cântă puțin. Deci că mânerea e muzica și textul nevastră. Chiar cânti cocoșește, zău? Păi cum, mă, da? Ia, hai să mă bădă și trebuie. Bubă de guboieri mari. Da, îți pun guța cu 2 bani. Eu ți-aș lua cu plăcere. Să știi că am cântat... Dar mă vede a mea iubită. Cum? Am cântat cânte cu banii casa și averea la cerere pentru niște spectatori care avem aici. Da, care ne-au rugat, care ne-au intrat mai târziu și a trebuit să-l mai cânti odată, da. Păi de asta să te puși aici, să facem plăcerea telespectatorilor. Ce se întâmplă? Hai să vorbești cu Denisa puțin. Denisa? Nici o problemă, că am vorbit mai devreme cu șeful. Deci, chiar avem o melodie. Nu, Leo, sincer. Avem o melodie care va urma
Și e atât de frumoasă, atât de plăcută, încât n-aș vrea să o stric dedicându-i o milițianului de la Novaci. Mi-a spus un lucru. Nu pot să-i spun altfel. V-a ținut nici 40 de minute în stradă să vă fac un proces verbal? Da, a vorbit cu altcineva cu geamuri tot înfoliate. Dom'le, să ne înțelegem ce am făcut, ce crimă am făcut pe raza județului Gorj. Deci eu și familia mea mică, care se numește Paliță, de aici, de la Fărcășești, da. Valea cu apă, Urdar, toată da. Zona aia pe care îi salut și iubesc și cred că sunt, vreau să las modestia la o parte, să calc și eu așa cum trebuie, printre străchini, printre cioburi, știi, nu printre cadavre, cu toate că lucrez cu ele, să lasă modestia. Lasă-mă că mă ia cu friguri. Să nu te ia, să ne ia de ăștia vii, mă. Ăștia vii care nu știu pe ce calcă. Dar stai să spun, stai că să nu minții poporul cu televizorul. Tu ai folii puse la mașină, dar le-ai trecut... Puse, mașina este, are geamurile autorizate și așa am luat-o de la proprietar. Sunt al doilea proprietar. A, și e trecut în carte. Se vedea pe orice net, se vedea pe orice bază de date, mai ales al unui agent șef, da, sau agent constatator, care intra pe baza de date conform actelor, certificatului de înmatriculare. Da. Cine este această Denise Ana Paliță? Numai că eu deranjez cu prezența mea, cu statutul meu de interpretă, de muzică, de asistent medical și deranjez aici în zonă. Și de asta ți-a întârziat voi la emisiune și am... Punctez, știi cântecul ăla care cântă câteva interprete, dar mai ales Niculina Stoican și cine îl mai cântă, nu-mi place termenul fireți ai dracu dușmani. Nu am dușmani, nu vreau o familie pe care o mai am mama și un frățior căsătorit și neamul meu ăsta din care eu vin... Nu știu cu ce am greșit, cu ce am deranjat că locuim la Fărcășești. Știi ce se întâmplă? Și că mă cunosc și pe mine doi oameni. Poate de aici, în 9 mai, de aici, în piața centrală. Denisa, ascultă. Deci, noi, în general, vorbim artiștii. Noi trebuie să zâmbim și bucură sufletul acestor indivizi nu care... Nu știu cu ce greșim, domnule. Ne-am omorât, dar ne-am călcat. Dar am spus-o și o repet. A intrat în sistem niște neaveniți. Sunt unii care nu știu tabla, mulțimii, mă crezi? Că spun, poate n-am umblat la mapă sau poate n-am umblat exact, la plic. Exact, iartă-mă, exact, frate, nu pot. Exact. Eu merg cu covrigul meu de acasă și cu exact, apa sau cafeaua exact. Mea. Îmi pare deci rău să spun... Deci mi-e jenă că sunt pe raza județului Gorj, îmi pare rău că mă trag de aici și că m-am născut în Gorj, îmi pare rău, îmi iubesc familia, le-am zis, haideți fraților în județul Vâlcea, haideți la Vâlcea, am vrut să vindem și să plecăm. N-au vrut, așa că ei n-au vrut. E dezastru, dacă nu luăm atitudine împotriva acestor indivizi, îmi pare rău că sunt oameni în sistem. Și din păcate mai și lucrez în... Sunt oameni în sistem care... Tot respectul pentru ei. Da. Dar sunt, frate, niște rebuturi care spun... Să ne înțelegem. Nu ne facem de păr și deșireturi conform legii, clar. Dar dacă ți-a spune ce sancțiune am luat, ai picat. Zici că am lovit cine știe pe... Ce ți-a dat? Păi mi-a dat 9 puncte. 9 puncte? 9 puncte... Că ai geamurile închise la mașină. Da, da. Cine știe ce ascund sub geamurile alea? Așa? Mi-au luat certificatul, o să aibă loc o acțiune judecătorească. Extraordinar. Și așa mai departe. Nu, dar chestia să te trambaleze. 40 au stat de vorbă cu niște prieteni, niște amici cu o mașină identică ca a mea, poate mai bună sau mai slabă, și rânjau, scuză-mi termenul, rânjau în stradă o aroganță din aia. Da, sau probabil între timp au dat telefon și au confirmat unde trebuia că intrase mașina mea pe teritoriul județului. Și asta eu știu. Da, că nu este prima dată. Mi-au pus etilotestul, m-au legitimat. Ce să-mi facă? Dar tu ai pomenit... Ce să-mi facă? Ascultă-mă, ce trebuie să spun. Mie? Să crească părul, domnule. Ascultă. Deci ce ascultă. Să-mi facă decât să-mi crească părul și mai lung decât ascultă-mă eu? Puțin. Eu primesc de la șeful poliției, primesc o adresă în care spune așa... Începând cu data de 23 ani a 5-a 2016, da. Nu mai aveți voie să conduceți pe drumurile publice, deoarece anul trecut în martie ați condus mașina și nu aveați voie. Deci, cu toate că n-am condus, ascultă aici cum ne tracasează acești indivizi. Nu, că avem, știi care e problema? Dar sper ca bunul Dumnezeu să-i vadă și să ne atât înțelegem, că lucrăm cu legea, ci că nimeni nu e mai presus decât legea. Căci că sunt sub ordinul procurorilor la Novaci. Am înțeles, iar eu mă gândesc la niște daune morale, chiar și materiale, chiar și pentru faptul că eu mă aflam în timpul unei activități culturale pe care noi o dovedim conform înregistrărilor. Categoric. Și absolut, de ce să nu mai cerem și noi despăgubiri? Uite ce comuna mea este halul în care e din cauza acestora indivizi la Novaci. Nu știu cum să spun. Așa mi este. Era atât de drag și mi-asum ce spun. Îmi este drag Novaciu ca oameni, ca și caractere. Da. Sunt și oameni de caracter și pentru ei jos pălăria. Categoric. Categoric. Și cărora le-a sunt niște rebuturi care
Fac de râs pe acești nu oameni. Nu știu, știi ce n-am făcut eu? Să încep legea cu domnul respectiv, să-l întreb, domnule, aveți ordin în momentul ăsta? Ce sunteți? Aveți dispoziție de deplasare? Da. Chiar vorbim despre articole? Ce alo, hai să ieșim din situația asta, hai. Că îmi vine greață. Hai să cântăm, alo? Da, am venit și mă plimb oriunde cu mașina. Alo. Da, vă rog. Da, să domnul Berger. Și dumneavoastră. Ce face domnul Berger? Tocmai ne certam puțin. Vă zic, dar lăsați pe doamna, că cu șoferii mea e șoferii mea. Un cântec aveți cu șoferii mea. Îl facem, domnule, îl facem acum pe loc. Ce dacă... Rămâne acolo, vă mulțumesc. Bună seara. Viața-mi place. Sunt șofer și viața-mi place. Am o patimă și un dor să iubesc femei frumoase. Inima gorjenilor. Ce să fac da, și doamne, ce să fac. Vă mulțumesc din suflet. Și noi fără vă mulțumim, bani, ați văzut ce am pățit ca șofer, ați văzut, da? Da, îmi pare rău. Mie nu-mi pare rău, asta îmi pare e. Bine că mă bucur să văd cu ce oameni stăm, la ce nivel de cultură suntem. Da. Iată, dragii mei, bine să... Urmăresc pe misiunea și e foarte bună. Vă mulțumesc. Și-mi place și de domnul Berger că ai o misiune foarte bună. Vă mulțumesc. Și noi venim vă de mulțumesc. Dragul domnului Berger aici, că ne este un prieten vechi da, și adevărat. Da, și dacă mă ascultă domnul Berger. Vă rog frumos. Sigur. Pentru fetele mele de la Scoarța. Da. Și de la noi. Am trecut pe acolo. Da. Și aș vrea și o melodie cu fetele lui tata, dacă se poate, de la domnul Berger. Da, da. Facem, facem. Am făcut noi. La viața mea și bune și rele, da, dar mă mândresc cu ceva, cu zânele mele. Ale de lângă tine. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supărarea și le-aș da orice mi-ar cere. Că-s fetele mele. Ce mai vreți? Da, domnule dragă. Și vă mai spun o chestie pentru... Doamna Cornelia Voina, dacă puteți. Da. Și pentru Violeta Dobran, că e ziua ei de naștere azi, împlini o vârstă. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Și pentru pentru domnul doctor. Care? Care de la Scoarța, domnul doctor. Verdeșu. Da? Aha, mulțumesc frumos. Domnul Verdeșu, Verdeșu, da, Liviu, Liviu. Liviu, doctorul nostru. Bine. Așa e noi. Bine, dragul meu. Și pentru toată familia lui. Să trăiești în noastră și sănătate și mai bine, bine. Doamne ajută, la fel. Sănătate. La fel. Iată, dragii mei, pentru Mugurel de la... De la Polovragi, pentru soția lui Nadia, pentru Mădălina, fiica lui, pentru moșul Mielu și pentru toți polovrăgenii. Pentru multă toți, sănătate să vă dea bunul Dumnezeu. Că noi suntem la interferență acolo. E cea mai de preț. Iată din partea lui Florin Becheanu, prietenul și colegul nostru, pentru iubita lui Elena Uricanu, cu ocazia zilei de naștere a iubitei lui, la mulți ani Elena, multă sănătate și să vă țină Dumnezeu sănătos și să ne chemați la nuntă. Sau voi vreți să faceți și botez? Nu? Cu tot, cred să că. Să fie bine. Așa, să fie angro. Iată pentru prietenul nostru, Costică Dodică, de la Baia de Fier și pentru familia lui. Am cântat. Costică Dodică, unul dintre cei mai buni pădurari de la Polovraci. Îmi place de el pentru că iese cu paleta. A, e drăcos. Iese cu paleta, oprește orice căruță cu lemne. Dar lasă mașinile, camioanele le lasă, că zic că, bă, mi-e frică, când văd camionul, ce tremur, când văd camionul, sigur, că vine e frică de călcătura. Pentru cu toți să fie, pentru toți. No, e băiat ca lumea, nu? E băiat ca lumea și să-i ajute bunul Dumnezeu. Pentru domnul doctor conferențiar, domnul Morega, care urmărește emisiunea mea și... Chiar îndemn pe toți studenții să se scrie la ULIM, pentru că este o facultate de viitor, o facultate internațională și este recunoscută internațional. Și e și un preț de bun simț. Iată, dragii mei, și pentru domnul primar Oiță, de la Negomir și pentru toată familia dânsului.
Haideți să ascultăm acel duet. Cu tot dragul. Așteptat, de-abia așteptam să-l ascultăm. Da, de așteptat de mine de mult. Ușor, ușor, fetelor, să nu vă împiedicați în cabluri. Ușor, ușor. Pe saina în cuiu din poarta noastră și când s-a urcat acolo să mă vadă la fereastră. Aoleu, Doamne, ferește, dragostea-i amințile. Când iubitul te mărește, uite toate grijile. Aoleu, Doamne, ferește, dragostea-i amințile. Când iubitul te mărește, uite toate grijile. Știi că am trecut și eu prin clipe asemănătoare. Șeful de post într-o seară s-a urcat la noi brun. Striga cât îl ținea gura să-l iubesc, că-i om bun. Aoleu, Doamne, ferește, dragostea-i amințile. Când iubitul te mărește, uiți de toate grijile. Aoleu, Doamne, ferește, dragostea-i amințile. Acasă, hai părinte, dă-te jos, că te află preoteasă, 10 ani mi stau în post. Eu am strigat, săriți hoții, iar șeful de post zicea: taci că te aude lumea și o să-mi faci mare belea. Aoleu, Doamne, ferește, dragostea-i amințile. Când iubitul te mărește, uiți de toate grijile. Când iubitul te mărește, uiți de toate grijile. Și-a găsit deja, nu? Stai, dragă, că dă drumul la fărgă de cabluri acum la Târgu Jiu. Pe vina aceea, dacă m-am găsit. Și sunt 1000 de locuri de muncă. 40 de ani, au și reducere. Deci înainte de alegeri 1000 de locuri, de muncă acum e zero. Gata, m-am angajat deja. Pentru o depășire. Da, da. E o chestie extraordinară. Cât mai avem din frumoasa emisiune, pandurii mei? O, avem. Și de cântat. Este, și de... este. Denisa, tu, din fericire... Eu sunt atât de fericită... Tu lucrezi? Din fericire lucrez. Nu, din fericire, lucrez. Doar atât. Dar lucrez. Nu pune mâna pe mine. Unde lucrez? Spune tu. Stai, dragă, că eu pe tot ce pun mâna nu și e mort, învii, la... înviez. Nu mai te uita înviază, la mine. Înviază, crede-mă, de-aia și poliția s-a sculat când am trecut prin zonă. S-a trezit, deci, s-a trezit. A, s-a trezit, da. S-a trezit, da. Da, 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 da. Lucrez și lăsând la o parte gluma, cum suntem noi de obicei glumeți, de la ai glumeți, că... am un serviciu, profesia e profesie, așa cum tu este și știi, adevărat, este. De asistent medical principal. Dar parcă mi se pare că mi-a lăsat formul. Sincer, parcă simt. De-aia suntem așa tinere, frumoase, energizate și dragii așa. Dragii mei, Denisa... Da, vii trebuie să-ți fie că nu de morți. Denisa ta e morți. Nu este adevărat, da. Doamnelor și domnilor. Da. Deci, departe, e bun...
termenul tău, dar nu de a tăia și nu morți, nu. Nu, nu, lucrez, sunt asistent medical și lucrez acolo unde eu lucrez, la Spitalul Județean. Dacă zici tu că la morgă, la morgă. Păi spune-te să nu nici o rușine, dar rângește vreunul către tine așa câteodată. Bă, dacă mor fericiți, să știi, și poate acolo unde pleacă, pleacă într-o lume mai bună. Dar s-a întâmplat vreodată să ridice vreunul când ai băgat cuțitul în ea? Păi nu bag mă cuțitul, nu mai speria telespectatorii și prietenii. Dar ce îi faci, dragă, îi mângă, ce le faci? Poți să faci ce fiecare păi face. Păi da, stai puțin, tu ești la medicina legală, tu trebuie să... Să-l întrebi pe prietenul nostru, pe Nicu, știi despre cine zic, de pe prietenul nostru comun și îl salut atât pe el cât tot serviciul. Alo? Alo, bună seara, domnul Berger. Să rămână, doamnă. Iertați-ne că vorbeam de morți. M-am văzut. Vorbeam de viitorul nostru. Bine că ați salvat, doamnă, situația. Bine că ați sunat. Dumneavoastră și invitatelor dumneavoastră. Am mai vorbit cu dânsele odată, dar nu mai știu unde a fost invitat. Bună seara, doamnă, dragă. Da. De la Novani vă sun. Unei brânza bună și cașul... Stau mai la intrare, la Uluba, domnul Berger. La Uluba? Da. Deci cu muși panta? Da, da. Pe dreapta sau pe stânga? Pe linie, se lasă statul jos. Pe ulița aia jos. Da, da, da. Stânga. Deci, doamne, ne bucurăm că și la Novaci se vede emisiunea și ce s-a spus și ce s-a vorbit și ce... Să nu se vadă. Cu tot dragul vă dedicăm toată emisiunea. Iubim novăcenii, să nu înțelegeți doamna, altceva. Doamna, emisia nu mă luați în numai de rău. Că eu sunt de la Negomir, de la Ursoaia. Ori de unde ați fi, nu vă iau în niciun fel în... Dar sunt venit aici. Vă iubim și vă respectăm oriunde și de oriunde ați fi. Și, da, să... doamne, da. Și nici cu poliția nu avem ceva anume. Să ne înțelegem. Nu, iubim, cântăm și capitane de județ, și comisare, și despre... Da, vreau să o dedicație cu dumneavoastră. Da. Pentru bărbatul meu, Bebe. Pentru cușcrii mei de la Valea cu apa, Gica, Giluce, Popescu. Și de la mine să fie, cu tot dragul. Verișorul meu, Ion Rotaru, din lângă Moara Lurujuiu. Și de la mine să fie, pentru domnul Ion. Domnul Ion Rotaru de sculptorul. Nu, nu. Nu, nu, nu. La, pentru domnul Ion Rotaru, da, da, consăteanul meu, al nostru. Sigur că da. Și pentru fratele meu, Florin Ciclete, de la Negomir. Și pentru domnul Ciclete și pentru toți negomireni. Și pentru primarul Tudorel Oiță, nepotul. Și pentru domnul Oiță. Îi făcură și pentru domnul Oiță. Am auzit. Când am cântat noi? Da, când am cântat noi la Negomir, Dadică? Să fie 3 săptămâni? Da. Am fost la Negomir la un chef și salutăm pe toți de acolo și pe domn primar. Și am fost amândouă și am făcut o seară de neuitat și acolo au fost foarte mulți oameni dragi și frumoși la suflet. N-ați plecat bătutele acolo? No. S-au dus vremurile alea, asfalt. Când vă puneam să cântați prin prun, prin astea, prin astea. Hai mă, nu mai fi și tu așa. Eu am prins timpul alea. Deasupra de Novaș pe la bătut. Eu am prins timpul alea. Cine știe să cânte, cântă și un cap. Mi-aduc aminte la Baia de Fier, am cântat la o nuntă și mi-a băgat motoreta lui tăticul în bălegar. Cine știe să cânte, cântă și în cap. Da, așa, da. Corect. Este adevărat. Sigur că da, pentru... Da. Bine, vreau cu drag. Cu dumneavoastră. Imediat va intra Denisa până la... Fica mea a cântat data trecută. Știu. Va intra Denisa până la finalul emisiunii. Vă mulțumesc, doamnă, și noi să rămână, doamnă. Și noi vă mulțumim. Doamne ajută. Deci, sincer, uite, v-am lăsat să vă spuneți ofu, să vă descărcați, pentru că m-am supărat și eu pentru că am întârziat emisia. Bă, frate, stai 40 de minute. Am venit, Leo, pentru că sunt un om de mare cuvânt. Exact. Și ridicam de minute să faci un proces verbal. Nu și... se poate. Nu, cred că a durat mai mult. 40 de minute, ora. Noi n-am mai vrut să apreciem așa, din bun simț și din respect. Pentru tine și pentru telespectatori. Și acasă e mama care, săraca, nu vreau să interpreteze, să înțeleagă altceva. Fie să e bine, mașina e afară. Zi tu, Alo, ca să ne revenim. Te rog din suflet. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, doamnă. Aș dori și eu o dedicație pentru surorile mele. Cu cine avem onoarea, doamnă? Din Târgu Cărbunești. Numele, doamnă, numele, data nașterii. Numele rămâne anonim. Așa, doamnă, nu cu drag. Poate așa pentru ceva. Surorile dumneavoastră. Vreau o dedicație pentru sora mea, Rodica, Leontina și pentru dumneavoastră. Avem o melodie cu surorile. Și nu vreți să spuneți numele, doamnă? Frumoasă. Vă mulțumesc. Nu vreți să spuneți numele?
Nu. Dacă nu numărul de casă. Surorilor, gata, e. Numărul... Nu știu surorile. Așa. Numărul de casă. Nu, absolut nimic. Lucrează la securitate, doamnă. Cine se uită la televizor știe, surorile mele acum se uită. Să uite surorile dumneavoastră. Le pupăm. Și noi. Și noi la fel. Și să fiți sănătoase cu toții și toate familiile, întreaga familie. Vă mulțumesc mult. Să rămână. Numai bine. Iată, dragii mei, și pentru fratele meu Titer Roșu și pentru toată familia lui multă sănătate. Și de la noi, Doamne ajută. Să vă dea Dumnezeu. Și la bătrână multă sănătate, săraca, că ea e cu bătrânețea. Să fie sănătoasă. Asta contează cel mai mult. Exact. Luați telefonul, copii. Alo. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt Cristina din Târgu Jiu. Cristina, ia auzi. Bună, da, Cristina. Bună seara. Bună. V-am văzut la statuie, domnul Leo. M-ai văzut statuie pe mine? La statuie, domnul Leo. Da? Și dumneavoastră pe mine. Păi atunci e de bine. E de bine atunci. Și acum ne auzim în emisiune. Da, e da. De bine. Bun, hai de să cântăm ceva atent. Frumos, Cristina. Ce cântăm pentru tine atent. Și pentru familie. Da, Cristina, te ascultăm. Vreau să fac și câteva dedicații. Da. Pentru mama mea. Da. Pentru frățiorii mei. Da. Sigur. Pentru vecina mea, Georgiana. Da. Pentru Andreea. Da. Pentru dumneavoastră. Mulțumim frumos și pentru tine și toți cei dragi. Da. Mulțumesc. Și pentru toți cei care ascultă în seara asta. Sigur. Sigur că da. Mulțumesc, drăguță. Și eu vă mulțumesc. Iată, mă sună și domnul Petrescu de la Motru. Domnul Petrescu, îmi pare rău, nu pot să vorbesc cu asta la telefon, dar îi sper că... emisiunea și... Da, îi dedicăm emisiunea. A fost la Motru, duminică, frumos. Îmi cer iertare, vreau să-l sun, să nu zic că sunt un mojic. Îmi cer iertare la tuturor telespectatorilor, pentru că probabil are vreo dedicație și nu poate să intre. Și tu, mi-aș dori să-i fac o bucurie. Și eu vreau dedicațiile. Ca să fie bine. Să fie transmisiunea. Alo? Cum trebuie? Avem un telefon? A, nu avem. Ne pregătim de cântat. Îmi pare rău, nu mai răspunde. Asta e. Alo? Hai să stăm să... Alo? Vorbește tu. Alo? Alo? Bună seara. Alo. Bună seara, doamna Denisa. Da, bună seara. Bună seara, vă salut cu respect pe toată lumea. Sunt educatoarea Rodica Solojanu. Să rămână, doamna. Pe bine pe doamna Rodica. Mă bucur. Eu sunt vecina lui Drăgan. Da, da. Mă bucur. Vă salut cu respect. Doamne. A fost pe la mine cu sora lui și de aceea vă cunosc și de la sigur. Televizor. Deci fără mine. Cu ani în urmă, da. Fără mine, doamnă. Mă bucur să vă aud. Salut și pe domnul Belger. Să rămână. Sănătate, domnul Belger, să trăiți 100 de ani. Și dumneavoastră la fel, doamnă. Pe la Brăile, pe la Mitică. Da. Să le dea Dumnezeu sănătate, pentru că o familie extraordinară, familia Brăile la Bălești. Să trăiți, da, a fost colegul meu la generală, la Bălești, sunt de la Bălești, sunt educatoare. Vă salut cu respect și vă doresc multă sănătate. Și noi. Sărut mâinile. Dedic toate melodiile dumneavoastră tuturor cetățenilor de la Bălești. Toate melodiile pentru cetățenii, da, doamnă, Băleștiului, din partea dumneavoastră și din partea noastră. Da. Mulțumesc, cu mult respect. Să rămâne. Dragii mei, trebuie să mă iertați, o să-mi iau la revedere la dumneavoastră, o să ne întâlnim vinerea viitoare din nou cu alți artiști. Bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși și cu credință în Bunul Dumnezeu. Asta e cel mai de preț lucru pe lumea asta. Să aveți credință, pentru că vom pleca nu știm când de pe pământul ăsta. Și când ajungem în fața lui Dumnezeu, să ajungem cu fapte bune, să facem fapte bune, să nu facem rău.
lăsați câinii ăștia care ne mușcă și ăștia vor, își vor lua ei răsplata cât le lumea mai dragă. Le dă Dumnezeu, dar nu văd, ei nu văd schiori. Dar o să vadă ei pe parcursul vieții sau după aceea, cine știe. Alo? Nu, lua, putea să luați și telefonul ăsta? Deci îmi cer scuze la cei care n-am putut să răspundă la telefon pentru că sunt foarte multe telefoane și nu putem face emisiunea. Dar cert este că ne vom reîntâlni vinerea viitoare și vă pup pe suflet. O noapte minunată să aveți și vă las în compania minunatei soliste și prietena mea, Denisa! E bine. Vizionare plăcută. N-a vrut să mă vadă nimeni când sunt jos fără putere.
Mi-am înghițit lacrima, n-am lăsat-o la vedere. N-a vrut să mă vadă nimeni, când sunt jos fără putere. A căzut cerul pe mine, când am auzit un prost, căruia i-am dat o pâine, că vorbește fără rost. Am avut și zile multe când nu puteam să zâmbesc. Mă ardea inima-n piept și oftam să mă răcoresc. Am avut și zile multe când nu puteam să zâmbesc. Mă ardea inima-n piept și oftam să mă răcoresc. Am avut și zile bune și mă închin că le-am avut. Mă închin și pentru mâine, că am multe de făcut. Am avut și zile bune și mă închin că le-am avut. Mă închin și pentru mâine, că am multe de făcut. Cea frumoasă suflet din sufletul meu, tu ești bucuria casei, alinarea mea la greu. Orice mamă își iubește copilul ținut la sân. Pe mine mă liniștește să știu că am copil bun. Ea e în viața mea lumina și nu-i tulbur visele. Doar privirea-i blajină mi-adună puterile. Fata, mami, cea frumoasă suflet din sufletul meu, tu ești bucuria ca alinarea mea la greu. Știe bine orice mamă și greu crește un copil, dar nimic nu se compară cu zâmbetul lui senin. Fata mea, comoara mami, bucuria viața mea. Fără tine mi-ar fi ani strupiți cu lacrimă grea. Fata mami, cea frumoasă suflet din sufletul meu, tu ești bucuria casei, alinarea mea la greu. Fata mami, cea frumoasă suflet din sufletul meu, alinarea mea la greu. Eram tânără copilăș, o dragoste fără vină. Și cu poate m-am iubit, dar puiul ce l-am iubit nici că nu m-a prețuit. Of, dragostea ce i-am purtat pentru alta m-a lăsat.
că în viața toată n-am să mai iubesc vreodată. Dar soarta n-a vrut așa și-a adus în calea mea om frumos cu suflet bun, cu care am pornit la drum o fost. Mă iubește, îl iubesc, frumoasă viața trăiesc. Neică am avut noroc să fim amândoi pe un loc. Și copii în ea să crească și amândoi pe drumul vieții vom așterne bătrâneții o foc. Un covorțe s-o din zile pline de drag și iubire și amândoi pe drumul vieții vom așterne bătrâneții o foc. Aoleu și vai de mine, lasă să vadă oricine cum iese focul din mine, aprinse atâta lume. Părul mie până la genunchi și optică din rărunchi, inima ca soarele și foarte dulci buzele. Nu lăsa, Doamne, dușmanii să-mi împovăreze anii. Vreau să-i duci pe miriște, să trăiesc în liniște. Zic și zic și iar zic, doar așa să vă ofti. Dați-vă cu gaz pe păr și dormiți pe flori de măr. Faceți și voi ca și mine, munciți să vă fie bine. Stați cu genunchii în jos și rugați-vă frumos. Nu lăsa, Doamne, dușmanii să-mi împovăreze anii. Vreau să-i duci pe miriște, să trăiesc în liniște. Și de voi m-a apărat, de v-ar fi la îndemână, mi-ați luat toată voia bună. Peste mine ați călcat sporul ca să-i mi l-ați luat. Nu lăsa, Doamne, dușmanii să-mi împovăreze anii. Vreau să-i duci pe miriște, să trăiesc în liniște. Și la ea un sfat găsesc, atunci sunt cea
mai bogată, banii nu mai trebuie. Înțeleg vreodată, frații care se sfădesc pe pământuri și avere și pe pragul părintesc. Nu să înțeleg vreodată, frații care se sfădesc pe pământuri și avere și pe pragul părintesc. Că banii-s doar o pârtie, nici când nu m-ar alina. Și la un necas mai mare nu mi-ar șterge lacrima. Că banii-s doar o pârtie, nici când nu m-ar alina. Și la un necas mai mare nu mi-ar șterge lacrima. Am făcut un legământ și martor îmi e sfântul, că nici când n-o să lasă banii să-mi fure sufletul. Am făcut un legământ și martor îmi e sfântul, că nici când n-o să lasă banii să-mi fure sufletul. Din ce am îi dau cu drag și la surioara mea, și am sufletul bogat când știu care și ea. Nu am cum să fiu săracă cât o am pe sora mea, și n-o să-i închid vreodată ușa de la casa mea. Din ce am îi dau cu drag și la surioara mea, bogat, când știu care și ea. Nu am cum să fiu săracă cât o am pe sora mea, și n-o să-i închid vreodată ușa de la casa mea. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Jurnal. Liderul PNL Gorj Dan Vâlceanu a declarat că îi donează PSD-istul Ion Călinoiu un abonament la meciurile pandurilor, cunoscuți în faptul că fostul președinte al CJ Gorj folosește abuziv sala și sauna clubului fără să plătească un leu. Vâlceanu a cumpărat 10 abonamente în cadrul campaniei inițiate de fanii echipei, pe care spune că le cedează iubitorilor de fotbal. Șeful liberalilor gorjeni îl ia întărbacă pe Ion Călinoiu, care declara că Dan Vâlceanu ar trebui să sponsorizeze pandurii deoarece a beneficiat de contracte de la Complexul Energetic Oltenia. Dan Vâlceanu a declarat că a cumpărat deja abonamente în campania inițiată de fanii echipei. Câte abonamente o să cumpărați? Am spus 10. Intrați pe 10 pe care le-am și, le-am și plătit. Nu, o să le dăruiesc. Oamenilor care vor să meargă. Călin... Întrebat dacă este dispus să-i ofere un abonament liderului PSD-ist Ion Călinoiu, ironizând faptul că acesta a beneficiat an de-a rândul de saună și masaj la sala din incinta clubului Pandurii, Dan Vâlceanu a exclus în primă fază această variantă. Să-i dați și domnului meargă. Călinoiu unul? Nu. Vă rog eu. Nu. Domnul Călinoiu... Domnul Călinoiu mergea la domnul Călinoiu are clubul... loc la tribună oficială. Nu cred că vrea să nu, meargă. Domnul pe... Călinoiu mergea la clubul Pandurii la masaj și făcea masaj fără să plătească niciun abonament. Măcar dacă îi dați dumneavoastră, dacă îi cedați un abonament, intră și dumnealui legal. În cele din urmă, Vâlceanu a cedat insistențelor moderatoarei și a declarat că va dona unul din cele 10 abonamente cumpărate lui Ion Călinoiu.
pentru ce să-i dau domnului Călinoiu un abonament dacă... Pentru a-l scoate din această situație de imoralitate și de ilegalitate. M-ați rugat atât de mult și atât de frumos în această emisiune să-i dau un abonament, încât o să-i dau domnului Călinoiu un abonament atunci, dacă dumneavoastră m-ați tot rugat atât de frumos. O să-i dăm domnului Călinoiu un abonament, dar să știți că la tribunul oficial tot ilegal stă.